Salutare prieteni, eu sunt Ursan și astăzi aș vrea să vă prezint foarte pe scurt aplicația Curve. Nu este o postare sponsorizată sau ceva de genul acesta, pur și simplu este una dintre uneltele mele foarte utile pe care o folosesc în viața mea financiară, nu în cripto, nu are nicio legătură neapărat cu cripto. Este o aplicație care, asemenea aplicației Revolut, îți permite să îți emiți un card virtual direct din aplicație. Îl ai pe loc în mod virtual direct din aplicație, dar ulterior îl poți primi și fizic în poștă. Ce face aplicația Curve? O să mă chinuiesc să pronunț cât mai mult în engleză numele acestei aplicații, pentru că în română, recunoaștem, nu sună bine deloc și știm foarte bine conotația acestui cuvânt în română, probabil de asta și atrage atenția. Ideea e în felul următor: de ce ți-ar mai trebui încă o aplicație fintech pe telefonul tău? Nu zic că ți-ar trebui, dar este foarte utilă. După cum vă spuneam într-un video precedent în care vă spuneam să nu vă țineți ouăle în mai multe coșuri, cred că este vorba despre videoclipul cu Revolut, vi-l las aici sus, cu întrebări frecvente la Revolut. De ce mi-aș mai face încă o aplicație? Păi, e important pentru că eu folosesc foarte multe carduri și de mult nu mai am cardurile fizic la mine în portofel, ci le am pe toate în Apple Pay. Cred că mai am două carduri fizic în portofel, cele de la ING, personal și de business, pentru că la sucursala ING, dacă vreau să fac o actualizare de date sau ceva, mi le cer fizic, mi le bag într-o chestie de genul ăla ca să mi le citească, să bag PIN-ul ca să autentific cumva actualizarea datelor sau chestii de genul, sau uneori mai am diverse operațiuni la ATM și am nevoie de cardurile fizic. În rest nu mai port carduri fizic la mine și am mai multe carduri. Ideea este că în Curve îți poți înrola toate cardurile tale sub un singur card. Și ai un singur card Curve cu care tu poți să plătești și poți să faci o chestie foarte mișto care mie îmi place foarte mult. Poți să spui un card principal sau cardul de pe care tu plătești în momentul respectiv. Dar ai și opțiunea care mie îmi place cel mai mult, se numește anti-embarrassment mode, adică modul anti-rușine, ca să-i spunem așa, și îți mai poți pune două carduri de backup, adică dacă tu tragi cardul Curve și Doamne ferește nu ți-ai alimentat contul sau nu ai bani pe cardul principal, pe cardul selectat, ca să nu te faci de rușine și să nu stea lumea după tine, Curve automat vede că nu ai bani pe cardul cu care trebuia să plătești și îți ia de pe cardul imediat următor pe care tu l-ai selectat la anti-embarrassment mode. Și asta înseamnă că scap de o situație jenantă. Dacă nici primul card selectat la anti-embarrassment mode nu poate fi debitat din vari motive, că nu ai bani suficienți pe el, că, nu știu, nu merge rețeaua sau alte chestii, se duce automat pe al doilea card trecut la anti-embarrassment mode, ceea ce este puțin probabil să se întâmple să nu ai bani pe niciun sau să nu funcționeze rețeaua la nicio bancă pe care tu o ai. Pe mine chestia asta m-a ajutat destul de des. O altă chestie foarte importantă este că cardul Binance nu poate fi folosit la orice comerciant și există foarte mulți comercianți care îți resping cardul Binance, cel de cripto, știți că mai vorbeam despre treaba asta. Ei bine, cardul Binance, Visa Binance, este înrolabil, adică poți să-l înrolezi în aplicația Curve, ceea ce îți oferă posibilitatea să plătești cu cardul Mastercard de Curve, dar folosind cardul Binance. Și automat mai mulți comercianți îți vor accepta plata decât dacă ai plătit direct cu cardul Binance. O altă chestie faină la Curve este că la început, sau dacă ți-e un plan premium, eu nu am un plan premium, dar la început ai cashback. Ai posibilitatea de a obține cashback sub formă de puncte Curve, care înseamnă niște bani, niște lire sterline, din care ți se pot scade alte cumpărături, gen mărunțișuri. Adică dacă tu tot plătești cu cardul, ai și un cashback care se acumulează pe cont. Dacă și tu la rândul tău ai în cardurile înrolate în Curve cashback, cum am eu la Revolut Metal sau cum are Binance-ul pentru că deții BNB, primești de două ori cashback. Odată cashback-ul din Curve și odată ți se duce cashback-ul pe Revolut sau pe Binance. Sunt chestii mărunte, dar oamenii care sunt responsabili și disciplinați financiar reușesc să devină bogați și îți recomand videoclipul meu legat de oamenii bogați. Uită-te pe canal câteva videoclipuri mai în spate. Oamenii reușesc să devină bogați și să rămână bogați tocmai pentru că au o disciplină financiară și tocmai pentru că vor să-și bată capul cu așa ceva. Este și o vorbă. Dacă nu știi de unde îți vine fiecare leu, nici nu vei ști unde se duce și este important să-și gestionezi chestiile astea și crede-mă, este foarte simplu. Pare așa complicat, probabil, la o primă discuție, dar e important să-ți bați un pic capul și după aia o să-ți vină foarte, foarte simplu. Și o altă chestie care mie îmi place la Curve și cu asta închei că nu vreau să o lungesc prea mult, este următoarea. În cazul în care tu ai făcut o tranzacție și era selectat un card care nu voiai să plătești cu el, ai posibilitatea o perioadă de timp, cred că în ziua respectivă în care ai făcut tranzacția, să te duci în aplicație frumos și să
selectezi că ultima tranzacție pe care ai făcut-o vrei să fie debitată de pe alt card pe care tu l-ai în portofoliul Curve. Și chestia asta e genială, pentru că mi s-a întâmplat uneori să vreau să cumpăr ceva pe firmă. Aveam cardul de firmă înrolat în aplicația Curve, m-am dus, am plătit și era preselectat cardul meu de Revolut, spre exemplu. Și mi-a luat bani de pe persoană fizică, dar factura era făcută pe firmă. Și atunci am zis, stai că nu e ok, că la contabilitate se îmbârligă lucrurile. Am selectat imediat și am spus, vreau să se facă această cumpărare, această debitare de pe cardul Visa de firmă, Visa Business pe care l-am. Și mi-au făcut automat, în 2-3 zile, mi-au făcut reglajul și mi-au făcut debitarea de pe cardul Visa Business. Și astfel în contabilitate mi s-a pupat foarte bine ceea ce am tras eu cu cardul la Flanco sau unde am cumpărat eu acolo, cu factura emisă de ei și cu chestia de pe extrasul de cont de la firmă. La fel și invers, mi s-a întâmplat să fac o cumpărătură de pe EMAG folosind cardul de firmă prin aplicația Curve, intru pe Curve, selectez cardul de firmă, nu pot să vă arăt acum telefonul că apar toate datele cardurilor mele acolo, dar vă prindeți voi care e treaba, pur și simplu, da, vreau să fac plata cu cardul ăsta, că uite, iau soție un model, un iPhone, da, un exemplu. Ei, și am făcut plata acolo și am uitat pe cardul de firmă. Și m-am dus după aceea la Kaufland, niciun fel de problemă, contactless cu cardul, folosesc de obicei ceasul să plătesc cu cardul, cardul implicit e cel de la Curve, eu, bun, bazat că am Revolutul selectat acolo. N-aveam Revolutul, mi-am dat seama că va fi debitat cardul de firmă, dar eu n-am factură pentru ceea ce mi s-a dat debitat de pe cardul de firmă. Și foarte important, când ai firmă, foarte important să ai fiecare cheltuială acoperită în cardul de firmă. Bineînțeles, m-am dus la fel în aplicație, am făcut toată schema asta și am zis, băi, nu vreau să fie debitată de pe cardul de Revolut, te rog frumos să-mi tragi banii de acolo. Am făcut-o în timp util și mi-a plăcut. Deci este o aplicație pe care dacă înveți să o folosești în avantajul tău, este foarte ok, mai ales că nu te costă nimic, este gratuită, este foarte ușor de utilizat. Acestea fiind spuse, eu sunt Ursan, îți mulțumesc că ai urmărit și acest video, îți recomand să te abonezi la canalul meu, să apeși clopoțelul pentru a afla când public ceva nou și după cum observați public destul de des în ultima perioadă, lasă-mi un like la acest video, lasă-mi un comentariu cu absolut tot ce trece prin cap, pentru că asta ne face să urcăm în algoritmul YouTube și să creștem și să facem conținut de calitate așa cum vă place vouă și cum vă mulțumesc că mă încurajați în comentarii, să știți că le citesc pe fiecare în parte și la marea majoritate încă am timp și posibilitatea să răspund. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!